Din lotul pandurilor nu face parte Cornel Predescu, care va mai lipsi cel puțin 6 luni de pe gazon. Președintele echipei Marin Condescu este încrezător că băieții lui Pustai sunt montați pentru a face o partidă mare. Partida dintre Sporting Braga și Pandurii Târgu Jiu se va desfășura în această seară de la ora 22:30, iar meciul va fi transmis în direct pe Digi Sport 1. Pustai va începe această partidă în următoarea formulă. Mingote în poartă, linia de fund este compusă din Ungurușan, Erico, Paraschievas și Momcilovici. La mijloc vor juca Anton, Brevelt, Ciucur, Nicoară și brazilianul Eric, iar vârf împins va fi folosit Matulevicius.